ne ajungea un pedofil. Ieri e pedofilul, cum au scris severinii din pe bloc, ai venit și tu violator, vreți să ne faceți în grumă? Promisiunile de alegeri au debutat astăzi la turnul Severin. Vorbim despre alegerile parlamentare care bat la ușă și tot la ușă vor bate candidații. Astăzi, țineți-vă bine pe scaune, pentru că va bate la ușa severineanului răcit sau cu pătura pe el nimeni altul decât Gelu de la Maglavit. Adică Gelu Vișan, originar de la Maglavit, deputat PMP, știut din dezbaterile televizate, care nu a mai găsit aloc decât Mehedințiul că Doljul pe semne nu l-a primit să candideze. Astăzi, probabil, toți PMP-știi conduși de irefutabilul Gheorghe Constantin, primarul de tristă amintire, fost milițian comunist al cărui nume se poate observa cu ușurință rechizitorul dosarului cu prostituate minore, au mers la depunerea candidaturilor. Gheorghe nu a fost prezent, cum nici căldura promisă de acesta. Prezent a fost, în schimb, Ion Olteanu, care i-a făcut cadou lui Gelu de la Maglavit o hârtie igienică, să se șteargă atât el cât și Băsescu pe la gură. Nu ne ajungea un pedofil! Gheorghe pedofilul, cum au scris severinii din pe bloc, ai venit și tu violator, vreți să ne faceți în grumă? Ia aici o hârtie igienică să ștergi rahatul de pe tine, bă. Și după aia îi dai lui Băsescu să șteargă la gură. Gelu Vișan, deputat de Dolj, a ajuns la Mehedinți și probabil acesta nu știe ori unde a nimerit, ori unde se afla. Taman de căldură a vorbit, adică de agentul termic, probabil fostul agent de miliție nu l-a informat pe Gelu de la Maglavit despre cum stă treaba, despre noua termocentrală, despre promisiunile de apă caldă și căldură, despre cât de iubit mai este de severinenii lui dragi, cărora le clențene dinții în gură de frig, ai căror copii stau și îngheață în sălile de clasă, despre situația bolnavilor din spitalul județean. Și așa cum este și normal și frumos din partea unui venetic poposit ca și candidat în alegerile parlamentare, nu a putut lipsi promisiunile și invocată divinitatea pentru convingere, probabil. Cum tremură copiii de frig în clase și atunci am spus, am o mare responsabilitate ca oltean că într-un municipiu reședință de județ al Olteniei, în vremurile acestea, de după Revoluție, la aproape 3 decenii, copiii noștri tremură în clase. Vreau că o astfel de situație să nu se mai repete în vecii vecilor în Mehedinți. Suntem la drobeta Turnul Severin, care este leagănul civilizației europene. Aici avem cea mai veche cultură și civilizație atestată pe plan european. Iar noi, în anul de grație 2016, ne ținem viitorul copiii noștri în frig. Despre ce fel de candidați a introdus PMP Mehedinți în lupta electorală nu putem noi să ne dăm cu părerea, dar putem observa cum s-a ajuns la ei după ce Gheorghe nu a mai candidat, cum nici Dobrodă nu a mai candidat și s-a trecut la planul roșu de urgență. Inițial n-am vrut să lasă, dar cu ajutorul colegilor m-au convins că chiar este nevoie de o schimbare în politică, de oameni noi. Și exact ca și la primărie, aceeași lucru, se vede că partidul de fapt își ține promisiunile și vrea să promoveze oamenii tineri, oamenii noi, care să schimbe clasa politică, adică să schimbăm față de cum a fost. Restul o să vedem pe parcurs ce va fi. Prietenul meu, domnul primar Gheorghe, cu care m-am mai tachinat eu și dumneavoastră știți lucrul acesta, dar așa se întâmplă între prieteni, ne mai tachinăm. Știu că domnia sa, știam de la dânsul că nu candidează și personal ca și președinte de organizație. L-am întrebat dacă este de acord domnia sa și organizația, au vorbit ulterior, dacă este de acord să candidez. Al doilea motiv este, domnia sa a spus da și iată mă și candidat. Cât despre tupeu, putem spune că este fantastic și există încă resurse de neimaginat. Astfel, Gelu Vișan sau Gelu de la Maglavit a găsit și responsabili pentru situația actuală și anume pentru faptul că severinenii în anul 2016 îngheață de frig și nu au apă caldă. Normal, vinovat este nimeni altul decât Marius Creciu, actual primar al Severinului. Încă din alegerile locale, Galaxy TV atenționa pe Creciu că asocierea cu Gheorghe aduce mai mult deficit decât excedent de imagine și toate problemele se vor transfera pe umerii noului primar, mai ales că a fost garantat de fostul milițian Gheorghe. Cât despre năravuri, sperăm că măcar acestea nu au fost moștenite de Marius Creciu. Nu există scuză, orice s-ar întâmpla, nu există scuză că actualii administratori ai orașului și politicienii din județ, nu știu în ce fel să prezintă în fața cetățenilor. Fiecare oră pe care un copil o petrece în frig într-o clasă și un bătrân în casă în frig este o oră cumplită.
Aș vrea să vă spun, n-a fost vina noastră, chiorul ne-a forțat să mâncăm încă. Ia aici o hârtie igienică să șterg rahatul de pe tine, vă rog. Și după aia dai lui Băsescu să șteargă la cură. Și are măsură unde ești adversar, îți face dosar. Vine el la chior, venind de pe vapor, noi doar l-am ascultat, când le furi v-am tăiat. Când l-am cunoscut, încă avea plete, eu n-aveam codoș decât pe cocoș. I-am vorbit deschis, i-am spus ce i-aș face, asta i-a plăcut. La palat m-a vrut, m-a învățat să fur și apoi m-a pus să jur că o să-i fac partid ca el mongoloid. Devină într-adevăr, dar timp de 10 ani.